Ne aflăm la Muzeul Gheorghe Petrașcu, Casa Atelier, da. De unde domnul Scărlătescu ne va vorbi în continuare despre ce vom vedea aici. Bine ați venit în Casa Atelier Gheorghe Petrașcu. Este locul în care maestru și-a desfășurat o parte importantă a vieții cotidiene și a vieții artistice. Avem aici șevaletul maestrului, avem o piesă de îmbrăcăminte a maestrului și mai multe picturi din diverse perioade. Maestru Gheorghe Petrașcu este unul dintre cei mai importanți postimpresioniști. A lucrat într-o manieră mai deosebită, cu tonuri foarte închise, cu multă pastă. Și a fost foarte apreciat în timpul vieții lui, ca și în existența postumă a lucrărilor sale. Și trebuie să știți că nu este târgoviștean. El este născut la Tecuci, în 1872. A studiat la Academia de Arte din București. Apoi a avut o mică bursă la München, după care a ajuns în atelierul lui Bouguereau în Paris, la Academia Julien. A călătorit foarte mult în Spania, în Franța, în Italia. Are lucrări de la Veneția, are lucrări cu informații vizuale din Franța și din Spania, Toledo. A fost membru al Academiei Române, cred că primul membru al Academiei Române din tagma artiștilor. Fratele lui era diplomat și istoric de literar și de artă. Și probabil că l-a introdus și în zona asta a Academiei Române. Avem aici nu numai pictură, ci și desen și gravură. Maestru a avut foarte multe inițiative în tehnicile de plastice, pentru că gravura e o tehnică specială de grafică și nu se realizează ușor, se realizează pe plăci metalice și apoi imprimate. De asemenea, mai avem câteva fotografii din viața maestrului cu persoane dragi din familie și câteva elemente de mobilier. Casa în care ne aflăm a fost construită la inițiativa lui în 1922. Chiar avem niște planuri și cereri către primărie pentru aprobarea autorizațiilor de construcție. Așa se făcea și atunci și erau foarte riguroase. Casa nu este mare. Ceea ce și-a dorit a fost un atelier generos și două, trei încăperi, o să vedeți și la etaj, foarte modeste, dar au fost suficiente pentru a-și crea o atmosferă de lucru și de inspirație artistică. Târgoviștea, la momentul în care Petrașcu s-a mutat aici, a fost o sursă de inspirație continuă pentru el, pentru că încă mai păstra un aer ușor postmedieval, cu case vechi, cu case care aveau cât un sfeșnic, o lampă, și asta i-a sugerat foarte mult maestrului, pentru că în atitudinea lui artistică totul este misterios și totul este ascuns și trebuie să le descoperi pas cu pas, investigând cu simțurile și cu inima lucrările pe care el le-a transferat către noi într-o variantă palpabilă. Pictura. Are lucrări, vedeți, sunt casele din Târgoviște, da? Deci sunt surse de inspirație foarte importante pentru el. Aici este intrarea de la Curtea Domnească, care în momentul de față nu mai arată așa. Aici au fost niște construcții anexe și parazitare pentru cei care voiau să vadă Curtea Domnească așa cum era ea în perioada medievală.
Avem peisaje din Vitré, din Franța, cum am spus, că a călătorit mult, inclusiv a ajuns la Asuan, deci a făcut călătorii destul de lungi și interesante, călătorii de studiu, prin care ne-a adus și informațiile pe care apoi le-a redistribuit celor care îi investighează sau îi admiră opera. La etaj o să vedeți alte obiecte personale, o sculptură a mamei sale, care o reprezintă pe mama sa. Aici avem gravură. După cum vedeți, camerele sunt foarte mici, modeste, am putea spune. Aici este portretul mamei sale, realizat de către Paciura, un coleg drag lui Petrașcu, coleg de breaslă. Portrete ale membrilor familiei. Și ca să sfârșim turul nostru expozițional, aici este un autoportret al lui Gheorghe Petrașcu, dar realizat pe hârtie, acuarelă și tuș. Cam acesta este muzeul Casa Atelier Gheorghe Petrașcu din Târgoviște și vă așteptăm cu drag să vizionați lucrări de bună calitate, lucrări care se află și în patrimoniul național și în istoria artei românești și în albume de mare calitate. Vă mulțumim pentru turul de astăzi. Cu siguranță vom reveni și vă așteptăm și pe dumneavoastră. Mulțumim! O zi bună!